Liderii europeni poartă discuții majore cu privire la implementarea unui salariu minim european. Sunt în derulare negocieri între Parlamentul European, Consiliul și Comisia Europeană. Dacă se va ajunge la un acord, o variantă ar fi ca salariul minim în România să fie de 50% din salariul mediu. Angajații din România ar urma să câștige mai mulți bani dacă o directivă discutată la nivelul Uniunii Europene privind stabilirea unui salariu minim european va fi pusă în aplicare. Sunt chestiuni care au început în octombrie 2020, când Comisia Europeană a propus o directivă. Această directivă, care prevede un salariu minim la nivelul statelor membre UE, urmează să țină cont de câteva aspecte. Proiectul Comisiei Europene ar urma să stabilească ca nivelul salariului minim să fie undeva la 50% din salariul mediu la nivelul Europei. Bineînțeles, sunt discuții privitoare că în Luxemburg nu poate fi același salariu ca în România sau Bulgaria, pentru că nu este aceeași productivitate. Dacă se va impune acest lucru, România nu va mai avea ce să facă, pentru că va deveni lege. Ar trebui să crească mult, mult, pentru că viața e grea, din ce în ce mai grea și posibilitățile financiare ale unei familii sunt minime. E foarte bine dacă ar crește, dar la economia care o mai avem noi în România, eu cred că e aproape imposibil. Dar credeți că ar fi un ajutor în acest moment pentru oameni? Da, bineînțeles că da. Sigur că chiar e necesar. Am văzut oameni plângând că nu au cu ce să-și plătească facturile, nu au pentru traiul zilnic. În România, practic, salariul minim s-ar duce de la 2.550 de lei la 3.500-3.600 de lei brut, dacă directiva va deveni lege.